Bună ziua, suntem în prima zi de tabără, după cum vedeți vremea este excelentă, linge superb aici în Straja. Am ieșit cu grupa de prichindei la schi și ne distrăm de minune, de-abia așteptăm să vină și orele de după amiază. Voi copii, cum vă simțiți? Super bine! N-am auzit, cum vă simțiți? Super bine! Bun! Așa? Să zic că ai învățat să schiezi. Uite. Acolo e ursul. Și ți-e frică? Da. O să mă mănâncă. Eu alunecă. Tuturor, ne aflăm în tabăra vacanței de schi și snowboard, tabără care a început în urmă cu două zile în stațiunea montană Straja. Încă din prima zi în această tabără s-a făcut selecția copiilor pe nivele de dificultate, nivelul de începător, intermediar și avansat. În următoarea zi copiii au plecat pe pârtea Constantinescu, cei intermediar și avansat, care este o pârtă de dificultate medie, iar cei începători au rămas pe pârtea Valun, care se află exact în spatele meu. Activitățile sunt foarte diversificate în această tabără, avem tubing cu colace în zilele de pauză, avem seară de dans, drumeții nocturne, seară de film, iar la finalul taberei tuturor participanților li se vor oferi premii. Sunt Marius Fodoran, organizator Tabere Straja. În acest an Tabere Straja împlinește 10 ani de activitate în taberele de iarnă. Participanții noștri și-au îmbunătățit considerabil tehnica pe schiuri și pe snowboard, iar ca în fiecare an am avut parte de multă zăpadă la Straja în vacanța școlară. Bineînțeles și părinții în taberele noastre au parte de activități, tuber, saună și lecții bonus din partea noastră de schi și de snowboard. Încurajăm toți copiii din toată țara să vină în taberele Straja, să se bucure de zăpadă, să-și facă prieteni noi și să beneficieze de profesionalismul nostru al monitorilor de la Școala de Schi și Snowboard Straja.